Ministrul Administrației și Internelor Mircea Dușa a avut o videoconferință cu prefecții pe tema alegerilor parlamentare din decembrie. Acesta le-a tras atenția prefecților asupra faptului că trebuie respectată legea și le-a reamintit faptul că au obligații ferme legate de organizarea acestui scrutin. Pentru alegerile parlamentare din iarnă, guvernul a alocat 199 de milioane de lei. Ministrul Dușa, precizând că suma este mai mică decât cea din 2008, atunci când banii au fost aprobați în trei etape prin tot atâtea hotărâri de guvern.